Salutare, salutare, oameni buni și bine ați revenit la un nou interviu. În cadrul acestui interviu am o persoană care o să ne vorbească despre, cred că cel mai prețios lucru pe care noi îl avem în viață, și anume timpul. Despre cum să ne gestionăm, cum să ne împărțim, cum să bugetăm acest timp pe care îl avem pentru a obține maximul de la viață, pentru a obține maximul de la ceea ce ne dorim noi. Remus Bălan este invitatul meu din cadrul acestei serii de interviuri. Remus are o experiență foarte, foarte, foarte vastă, în mod special în partea de corporații. Remus nu a lucrat în domeniul IT, dar el în momentul de față se ocupă cu zona de training, se ocupă cu zona de vânzări, se ocupă cu zona de antreprenoriat, educație și în ultimul rând este implicat într-un proiect care își propune efectiv să schimbe, să zic, piața antreprenorească din România, care se numește Business Mentors. O să las pe el un pic să ne dea mai multe detalii și să ne spună mai multe lucruri despre ce face el și, în mod special, cum a ajuns să se confrunte cu această problemă a timpului și cum a zis că, băi, vreau neapărat să o rezolv. Remus, bine ai venit! Salut, Ramon! Vă salut pe toți cei care ne urmăriți. Mulțumesc mult pentru invitație. Și mă bucur că vă alocați timp pentru a ne urmări. Am început, într-adevăr, în urmă cu mai mulți ani, aventura mea de om al muncii. Eu sunt inginer la bază, am terminat autovehicule rutiere și am lucrat puțin în domeniu pentru că am simțit că sunt mult mai atras de partea de vânzări la vremea respectivă. Și 20 de ani le-am petrecut în corporații, pe poziții de management, o mare parte din acest timp, evident în departamentele de vânzări. Și am mai încercat, am mai cochetat așa cu antreprenoriatul, dar pentru că multitasking-ul nu funcționează, m-a atins și pe mine și am dat cu brio 4 falimente. Ok, wow! Da, vreo două înainte de a le începe. E o dovadă vie că multitasking-ul nu funcționează. Acum, cred că la nivel subconștient, ăsta a fost momentul în care eu am început să mă gândesc serios la time management. Așa, la nivel de, cum să spun, conștient, a fost, era o seară de toamnă târzie, de fapt era aproape noapte, că era 10 și ceva, și eram singurul prezent la birou. Singura lumină aprinsă în birou era lumina de la laptop. Copilul meu avea un an la vremea respectivă și, simțindu-mi ochii obosiți, evident, mi-am frecat. La vremea respectivă n-aveam ochelari. Când i-am deschis, mi-a picat privirea pe poza lui, nu pe ecran, și am avut un moment ăsta de aha, o epifanie, dar efectiv parcă mi-a dat cineva cu leuca în cap. Mi-am dat seama că la ora aia eu n-am ce căuta la birou. Copilul meu era acasă, dormea, când eu plecam, el dormea, ne vedeam așa puțin în weekend și el voia să se joace chiar dacă era micuț, iar eu eram obosit, dormeam ca să mă pregătesc de o nouă săptămână de asta nebună de muncă, dacă vi se pare cunoscut. Da, cunoaștem. Da. Și atunci am avut declicul, de fapt, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva să schimb în viața mea pentru că așa nu mai funcționează. Am luat niște decizii, am aplicat o grămadă de lucruri despre care probabil o să discutăm astăzi și am reușit până la urmă. A durat ceva pentru că a trebuit să fac multe încercări la vremea respectivă. Nu aveam pe cineva care să mă îndrume. Acum, continuând un pic ca să spun ce am mai făcut în viața asta, în 2012 am plecat din lumea corporatistă și am rămas exclusiv pe antreprenoriat. Domeniile pe care în care activez și astăzi sunt partea de training și time management, ocupă o bună bucată din timpul meu. Fac multe training-uri și consultanță unul la unul pe domeniul acesta. A spune mai degrabă productivitate, dar o să atingem subiectul mai încolo. De curând am început, cum menționai tu, Business Mentors, de curând am început o colaborare, un parteneriat cu Cristi Nețiu pe direcția educației non-formale în antreprenoriat. Și știm foarte bine că în România, în special, majoritatea, dacă nu aproape toate afacerile sunt începute de oameni care nu au educație antreprenorială.
iar noi vrem să schimbăm ceva în acest ecosistem. Nu este subiectul zilei de astăzi, dar ca să întregesc sfera activităților mele. Ce aș mai menționa este faptul că, într-adevăr, nu am lucrat în IT, dar am lucrat cu IT-ști. Am lucrat cu IT-ști unul la unul, am lucrat și cu IT-ști care fac parte din companii, către care am livrat în special partea asta de time management. Vreau să, mersi mult că ai punctat acest lucru, vreau să te întreb, ce ai observat în modul în care IT-știi își, și nu doar, în general, în modul în care oamenii atât din corporație cât și antreprenorii, în general, ce ai observat când vine vorba de time management, ce fac mai puțin bine oamenii și apoi ce fac bine aceste persoane? Cred că primul lucru, ce am observat eu acum, nu pot să spun că este valabil pentru toți, dar ce am observat este că ne pierdem noțiunea timpului și amestecăm cumva timpul liber cu timpul de muncă. În defavoarea timpului liber de familie sau timpului personal, aș spune, probabil că vine din faptul că ne place foarte mult ce facem, pe de o parte. Pe de altă parte este pentru că nu avem niște obiective foarte bine stabilite și pe partea cealaltă, partea personală, partea de familie. Ah, okay. Și atunci echilibrul ăsta se strică. Se vorbește mult despre echilibru viață personală, muncă. Nu cred atât de mult în el ca atare. Eu cred că este mai degrabă un echilibru dinamic. Dar nu poți să ai echilibrul ăsta, nici măcar dinamic dacă este el, atâta timp cât pe partea cealaltă, cea personală, nu îți setezi niște obiective. Și mie îmi place să spun că ca pe bicicletă, știi, două pedale și ca să poți să continui, trebuie să pedalezi continuu, dar nu pedalezi doar pe o pedală. Mergi pe amândouă alternativ. Aici cred eu că este marea problemă, iar lucrul ăsta se obține din cauza că, ca al doilea motiv este că în timpul ăsta de lucru pe care îl avem, nu ne gestionăm activitățile corespunzător. Și spun asta pentru că tot vorbim de gestionarea timpului, dar știm cu toții că timpul nu poate fi gestionat. El are ritmul lui, se scurge un minut, e un minut și pentru tine, Ramon, și pentru mine și pentru toți cei care ne ascultă. Percepția noastră asupra timpului este diferită, într-adevăr. Timpul în sine nu putem gestiona, ne gestionăm pe noi și gestionăm ceea ce facem noi în timpul pe care îl avem la dispoziție. Percepția, cred că este un cuvânt pe care ar fi bine să-l dezvoltăm în ceea ce privește timpul. Eu privesc percepția timpului din trei unghiuri. Pe de o parte, percepția timpului atunci când vorbim de termen scurt. Și aici vine expresia n-am timp. De ce? Că toate sunt urgențe, toate sunt importante, toate trebuie făcute acum. Și vine o avalanșă de informație, o avalanșă de activități, o avalanșă de orice peste noi. Și ne simțim, cum spun englezii, overwhelmed. Da. Mai este o percepție când vine vorba de termen mediu. Și acolo se întâmplă un lucru extraordinar. Shiftăm de la n-am timp către am timp. Știi că se întâmplă? Uite, azi este marți, corect? Da. Sfârșitul de săptămână pare departe. O, da. da? Și dacă îți propui ceva la sfârșit de săptămână, zici, stai cam altceva mai urgent, pentru asta am timp, că e abia vineri de făcut. Și vorbim de 3-4 zile, știi? Dacă vorbim de o lună, vorbim de un an, deja, care e, astea sunt termene medii, avem tendința să tot amânăm, să o lăsăm, să o lungim. Și pe de o parte, când vorbim de termen scurt, n-am timp, nu mai am timp de nimic, când vorbim de termen mediu, care înseamnă chiar și peste 3 zile, spunem, e suficient. Iar dacă vorbim de termen lung, nici măcar nu ne mai gândim la timp. Uite, vă provoc pe toți să vă gândiți ce o să faceți peste 30-40 de ani. Deci nici nu există în mintea noastră. Da. Nu avem nicio raportare, vorbesc natural la când se pun de referire la termenul ăsta. Nu avem niciun fel de idee despre ceea ce înseamnă. Și atunci normal că apar disfuncționalități în activitatea noastră.
E nevoie să depunem ceva efort ca să echilibrăm și modul în care privim timpul pe termen scurt, mediu și lung. Deci vreau să te întreb, Remus, de exemplu, pentru cei care sunt poate foarte mulți axați pe, în termenul pe the short term, the now, de urgență, de am la birou de făcut anumite lucruri, apoi repede trebuie să ajung acasă. Right now și yesterday. Exact, exact. Ce ai putea spune acestor persoane care, să spunem că au un job, lucrează într-un mod clasic de la 9 la 5, sunt foarte curios cât timp va mai rezista acest trend, pe lângă asta, poate au și o familie, au și un copil și în același timp vor, s-au săturat de job, vor să câștige mai mulți bani, vor să facă anumite lucruri care să inspire și vor să intre în zona asta a IT-ului și a tehnologiei. Și pentru asta trebuie să învețe. Trebuie să-și aloce un extra 10-15 ore pe săptămână. Ce le recomanda acestor oameni care poate sunt un pic overwhelmed și spun n-am timp sau când trebuie să mă apuc să învăț, sunt obosit? Din punctul meu de vedere, totul începe cu ce vrei să faci în viață, adică gândirea pe termen lung. Sunt studii, nu vreau să insist asupra lor, demonstrează foarte clar că cei care au succes în viață, orice ar însemna succesul ăla pentru ei, că fiecare avem o definiție, dar cei care au succes în viață gândesc pe termen lung. Și este în opoziție cu ceea ce face majoritatea. Cei mai mulți dintre noi gândim pe termen scurt, sau trăim în acum și în următoarea oră, două. Am vorbit mai devreme un pic despre percepția timpului. Eu am un concept care se numește time keys. Keep it significant and simple. Pe care îl predau prin cursuri sau în sesiuni unul la unul în funcție de nevoia fiecare. Nu zic degeaba ca primul este significance. Care este scopul tău în viață? Știu că pentru unii sună poate prea mult sau poate prea filozofic, dar cu toții ar fi bine să avem un scop pe care să ne-l atingem. Pe termen lung și foarte lung. Unii și-l vor atinge, unii nu. Unii și-l vor atinge mai repede și apoi își vor pune alt obiectiv. Dar ideea este să ne gândim încotro vrem să se îndrepte viața noastră. Este steaua noastră polară. De aici începe totul. Pentru că toate obiectivele pe care ni le propunem pe termen mediu și scurt ar fi bine să fie aliniate cu acest scop al nostru, care la rândul lui este aliniat cu valorile și cu principiile pe care trăim. Și nu vorbesc din nou din punct de vedere filozofic, ci din punct de vedere foarte pragmatic. Eu sunt un tip pragmatic de felul meu. Mie îmi place practica. Îmi place și un pic de filozofie, dar ca să întregesc practica. Și în general, oamenii care lucrează în IT, cei pe care am cunoscut eu sunt oameni practici, ceea ce ce foarte mult că ne asemănăm. Și acum, întorcându-ne la obiectivele care sunt apropiate nouă, de ce ne dorim noi să facem business? Știi că plecând dintr-un, dacă am înțeles bine, pornind de la ideea că cei care sunt angajați vor să devină freelancer și apoi poate chiar să deschidă un business. Zic corect? Da, atât din punctul ăsta de vedere și din punctul ăsta de vedere și din punctul de vedere ok, vreau să-mi schimb cariera, cum pot corect să bugetez timpul ca să merg să mă angajez poate în alt domeniu și să ok, alt job sau freelancing respectiv antreprenoriat și combinăm și cu partea de familie. Este clar că avem nevoie să ne creăm un drum pe care să ne parcurgem cu diverse borne și să ne aliniem toate activitățile la acest drum, care la rândul lui, din nou spun, ne duce către ceea ce vrem să facem în viață. Acum, de ce ne dorim să avem un job mai bun? De ce ne dorim să facem freelancing sau business? Pentru că, în general, ne dă un anume sentiment de control și de libertate. Zic bine? Asta vorbim la general. Altfel, specific, fiecare știe mai exact pentru sine. Dar dacă ar fi să înglobăm așa, în direcția asta ne-am duce. Să ducem o viață mai bună, să avem o libertate. Când spun libertate, nu înseamnă că sunt scăpat pe stradă de unul singur, ci am libertatea să fac ce-mi place, când îmi place, cu cine îmi place. Nu se va obține imediat. Asta ar fi bine să înțeleagă toți și e nevoie de un pic de efort. Povesteam mai devreme că eu când m-am luat leuca în cap și m-am trezit, m-am schimbat modul în care acționez. A durat mai bine de 6 luni până să-mi creez un oarecare echilibru, care ulterior s-a dezechilibrat din nou și a trebuit să-l reechilibrez.
Adică e un efort de ăsta continuu, susținut, pe care trebuie să fim conștienți că e nevoie să-l depunem. Și nu se va întâmpla repede, motiv pentru care este bine să ne asumăm faptul că o perioadă o să fim chiar mai înghesuiți cu timpul. Gândește că ai deja un job, vrei să te duci la încă unul și mai ai peste toate astea și familia. Și cumva trebuie să echilibrezi toate, să jonglezi cu trei bile odată. Și din cauza asta, cu atât mai mult este nevoie să ne bugetăm timpul corespunzător. Pentru că altfel ne vom lăsa din nou copleșiți și o să ne simțim, o să facem burnout, practic. Ori fizic, ori psihic, ori de amândouă. Soluția aici este să ne bugetăm timpul astfel încât să ne atingă obiectivele pe care noi le dorim. Și spun o chestiune pe care o să o găsiți și într-o carte pe care eu o să o scot la un moment dat, lucrez la ea, urmează să o tipărim probabil la începutul anului viitor, deci am discutat cu tipografia. În obiective SMART, un principiu cu care suntem deja familiarizați. TU vine de la puneți limită de timp pentru obiectiv, ceea ce este super ok. Super ok, e obligatoriu, aș spune, atunci când ai un obiectiv. Dar lipsește ceva, Ramon și cei care ne ascultați. Lipsește bugetul de timp. Și aici aș vrea să aduc o nouă dimensiune în ceea ce privește timpul când vorbim de obiective SMART. Și am să dau un exemplu. Dacă ne propunem să facem până la finalul anului acesta, să ne atingem un obiectiv. Care este tendința noastră, mai ales pe baza ceea ce vorbeam? Păi suntem pe la mijlocul lui noiembrie, mai avem o lună jumate. Stai cam aici, mai urgent de făcut. Lasă că băi, mai e o lună jumate, las că am timp să fac. Și acționăm așa. Azi o lună jumate, mâine nu mai e o lună jumate, dar totuși e doar cu o zi mai puțin. Aia, las că merge. Poi mâine facem raportare la ziua anterioară. Descade tot cu o zi și las că avem timp, avem timp, avem timp. Și ne trezim pe 30 decembrie că n-am făcut nimic și pe 31 vine Revelion, așa că noaptea de 30 facem un pic de push. Nu dormim și ca să terminăm ceea ce ne-am propus. Șansele să iasă ca lumea sunt extrem de mici. Bine, acum fabulez un pic, dar sunt convins că ne găsim cu toții în situații de genul ăsta. Șansele să iasă ceva ca lumea, ceva bine pus la punct, pentru că am tras ca nebunul o noapte după ce o lună jumate n-am lucrat deloc, sunt extrem de mici. Care este soluția? Este ok. Cât timp am eu nevoie să lucrez la proiectul ăsta? Să spunem că am nevoie 45 de ore. Mai sunt 45 de zile până la finalul anului. Mă joc cu cifrele, da? Înseamnă că eu trebuie să-mi aloc o oră pe zi să lucrez la acest proiect. Sau nu lucrez în fiecare zi, dar poate mi-iau o zi pe săptămână să lucrez. Câte săptămâni mai sunt? 6 săptămâni. 45 împărțit la 6 dă cât dă? Nu știu, 7, 7, ceva. Da. 7, ceva ore. Deci o zi de lucru practic pe săptămână. O zi de lucru pe săptămână să-mi aloc. Asta înseamnă bugetare. Dacă mi aloc o oră, în ora aia zilnic, nu fac nimic altceva, lucrez la proiectul ăsta, dacă mi aleg o zi pe săptămână, în ziua aia nu fac nimic altceva, lucrez la proiectul ăsta. Altfel n-am nicio șansă să-l termin la timp și bine. Că la timp se mai poate termina, dar și la timp și bine, șansele sunt extrem de mici dacă nu depun efortul. În ideea asta, vorbim de un obiectiv, dar avem mai multe obiective. Sarcini mai mari, mai mici, obiective mai mari, obiective mai mici. Și bugetarea, de fapt, ce înseamnă? Să înțeleg cam cât timp am de lucru pentru fiecare dintre obiectivele mele, mai mari sau mai mici. Iar pe parcursul zilei să decid de la ce oră la ce oră cât timp lucrez pentru proiectul ăsta, cât timp lucrez pentru proiectul ăsta, cât timp lucrez pentru proiectul ăsta și să mă plus eu. Eu am dat exemplu cu o oră. Poate fi o oră jumate, pot fi 2 ore, pot fi 3. Oricum, de-a lungul zilei, și e bine să știm treaba asta, uite că încep să vorbesc fără să mă întrebi, dar ține de bugetare Te gândurile. Asta era subiectul în care vrem să intrăm. Te ascult. pe parcursul zilei noi avem 2, 3, maximum 4 calupuri de
vârf de energie în care avem maximum de eficiență. Degeaba încercăm mai mult. Și calupurile astea nu țin mult, adică nu, să ne gândim că sunt patru calupuri de 6 ore și de fapt sunt 24 de ore productive pe zi. Sunt calupuri de o oră, o oră și ceva. Adică oamenii cei mai eficienți au vârf de energie undeva la 4 ore, 4 ore jumate pe zi. Vorbesc de vârf. Acum că pe termen scurt putem fi mai eficienți o perioadă mai lungă de timp, nu contest treaba asta. Dar nu putem să ținem pe termen lung. Și ce recomand este să identificăm când sunt acele vârfuri de energie și să ne punem atunci activitățile cele mai importante care ne servesc obiectivele cele mai importante. Și în rest să facem munci mai mici și să ne luăm pauze, că pauzele sunt extrem de importante, în special acum vorbim despre industria asta IT. Cei care lucrează, ce am văzut eu în industria IT, uită de pauze. Cam toți o pățim, dar în special cei care programează, fac design și chiar și eu când mai fac ceva prin Corel, când mă mai pricep cât de cât sau mai lucrez la lucruri care sunt cumva apropiate de industria IT, mă pierd, uit. Pauzele astea sunt extrem de importante pentru că dăunează corpului, în primul și în primul rând, dăunează minții, creierului, obosește creierul. Și avem nevoie să ne luăm câte o... Da, avem nevoie să ne luăm câte o pauză, să dăm creierului o pauză și corpului o pauză. Acum ce facem în pauza aia, orice, numai să nu lucrăm. Cât de lungi sunt pauzele? Răspunsul este da. Adică cât ai nevoie. Ce recomand eu este, în primul rând, pauza de prânz să ne luăm, Ramon. E extrem de importantă și nu e importantă neapărat ca să mâncăm la prânz, e importantă că facem o ruptură între cele două jumătăți ale zilei, pentru că unul sau două dintre calupurile alea de vârf, de energie, de timp în care putem să avem eficiență maximă, sunt dimineața, unul, două după amiază. Dacă nu avem pauza asta între ele, ghișce, nu o să mai avem încă două după amiază, să avem cel mult unul calup și nici ăla întreg. Avem nevoie să ne... Gândește-te că suntem ca un telefon mobil, ca bateria de la laptop, știi? Se descarcă. Dacă nu o bagi în priză, se încarce și la un moment dat bateria aia, ce se întâmplă? Se strică și nu mai merge decât cu cordonul ăla băgat în priză. Firul direct în priză, da. Da. Dacă avem nevoie de timpul ăsta. Avem nevoie de timpul ăsta și... Când vorbesc de bugetare, vorbesc bugetați-vă inclusiv pauzele. Mm-hmm. Din nou, demonstrat științific că pauzele, chiar dacă sunt mai scurte, dar sunt bine introduse în programul zilei, sunt mult mai eficiente decât pauzele pe care le iei când te simți obosit. Și răspunsul este pentru că atunci când te simți obosit, ești deja prea obosit. Și ai nevoie de un timp mai lung ca să te regenerezi. E ca o baterie care e spartă, terminată. Ia mai mult timp să o încarci din nou la full decât dacă o mai bagi din priză din când în când. Remus, vreau să te întreb, scuze-mă că te întreb, vreau să te întreb legat de programul de 8 ore. Ce părere ai tu de programul de 8 ore și cum ar trebui într-un program de 8 ore de muncă, aș putea să zic, clasicul 9-5 sau 10-6 sau 8-4 sau poate vreo alt interval, realist, într-un mod realist, pentru că și eu lucrând în corporație, având experiență cu mai multe companii și cu diverse persoane, observam cum în realitate, având și o echipă, în realitate nu ai cum să lucrezi cele 8 ore. În medie, în compania în care am lucrat, era undeva la 4-4,5 ore din cele 8. Exact. Da. Hai să ne gândim un pic, Ramon, cum am ajuns noi să lucrăm 8 ore pe zi. În perioada industrializării, mă rog, când a fost perioada agrară, lucra cât era de lucrat după soare, după cum cânta cocoșul, nu mai zic. Dar în perioada industrializării, mari industriași au asuprit muncitorii, care lucrau 12, 13, 14 ore, inclusiv duminică. A fost grevă, sindicate și au negociat 8 ore pe zi cu duminica liberă. Între timp a apărut și sâmbăta liberă. Dar a rămas paradigma asta de 8 ore, care vine dintr-o asuprire a industriașilor. Nu-și mai pune omul întrebare, de ce 8 ore? Păi
Hai să vă spun o poantă, dacă îmi permiți, nu are legătură directă, dar să vezi ce înseamnă puterea paradigmelor, știi? O fetiță o întreabă pe mama ei: mamă, dar de ce tai peștele în două când pui în tigaie la prăjitie? Așa m-a învățat bunica ta. Se duce asta mică la bunică, să: bunică, dar de ce tai peștele în două când îl pui la prăjitie? Așa am învățat de la mama mea. Se duce asta mică la străbunică, să: străbunică, dar de ce tai peștele în două? Că e, maică, pe vremea mea tigăile nu erau așa mari, erau mai micuțe și peștele nu încăpea, știi? La fel și la noi, lucrăm 8 ore. De ce lucrăm 8 ore? Că așa am moștenit noi, de când știm noi, 8 ore. Realitatea este cea pe care ai spus-o și tu și am menționat-o și mai devreme. Noi suntem productivi în 4 ore, 4 ore și ceva. Nu înseamnă că în celelalte ore n-am putea munci. Dar realitatea e că nu muncim productiv. Mai fușerim câte o chestie aici, colo, ne mai ajutăm. Deci eu nu cred în programul de 8 ore. Eu cred în altceva. Ce vrei să realizezi? Mm-hmm. Până când? Cât timp ai nevoie de treaba asta? Mm-hmm. Ia și fă. Că oricum, pe de o parte avem impresia că putem să le facem pe toate, că na, orgoliul nostru este: eu am potențial, deci pot să o fac. Nu-i chiar așa, că nu putem să le facem pe toate, chiar dacă învățăm. Și pe de altă parte tragem de noi, că să ne gâdilăm ego-ul. E și o chestiune de ego pe lângă cea de paradigmă. Realitatea este că putem să facem doar cât putem să facem în timpul ăsta pe care noi îl avem la dispoziție, despre care am tot discutat. Și oricum nu o să putem să le facem pe toate. Putem să facem ceea ce este cu adevărat important pentru noi. Uneori ceea ce considerăm că este important nu este important. Spre exemplu, ce facem noi acum? Facem un interviu împreună. De ce? Pentru că asta ni se pare prioritar. Asta e important pentru noi în momentul ăsta. Da. Când facem interviu ăsta, nu facem o infinitate de alte lucruri, facem. Corect? Da. Dacă noi stăm și gândim bine ceea ce facem, putem să ne dăm seama că ce facem acum, bă, nu mai ajută chiar atât de mult la ce vreau să obțin. Bine, întâmplător, ceea ce facem noi pentru amândoi este benefic. Știi? Da. Și sper să fie și pentru cei care ne urmăresc. Dar în activitatea de zi cu zi ne ducem adesea în tot felul de activități de astea mărunte. Și de ce? Ca să umplem alea 8 ore, ca să ne dăm impresia că suntem ocupați, ca să ce? Nu știu. Ca așa gândim. Realitatea ar fi, adică ce ar trebui să facem este să ne setăm întâi obiectivele, ce borne avem, ce vrem să ne atingem și să ne gestionăm timpul în funcție de asta. Și dacă într-o zi lucrez doar 4 ore și în alta 3 și în alta 6, e ok. Părerea mea. Result driven. Deci, practic, să te focusezi pe rezultatul. Care este rezultatul și în funcție de asta să-ți bugetezi. Sigur. Oricum, dacă muncesc mult, fac lucrurile greșit. Mm-hmm. Greșit în sensul nu greșit de tot, dar niciun caz la capacitate maximă după ce mi-am atins bariera. Nu-mi dau seama că nu avem cum, dar în timp o să, dacă lucrez după modelul energiei maxime și prioritizări și bugetări, o să înțelegi. Știi? Okay. Aș vrea să aduc în discuție următorul aspect. În cadrul platformei IT, ceea ce facem este că ajutăm pe oameni să-și obțină o carieră în IT în 12 luni sau mai puțin, fără facultate, fără diplome sau alte lucruri de genul, da? Alte paradigme, mm-hmm. și tu, alte convingeri pe care există în marea masă. Asta înseamnă că în 12 luni cineva poate să schimbe cariera, da? Prin 6 etape pe care noi le propunem, înseamnă că, să zicem, cu aproximativ 10 ore pe săptămână, în 12 luni, asta ar fi undeva cu pauze, cu toate cele, să zicem că ar fi undeva la 45 de săptămâni pe an. Mm-hmm. 45 de săptămâni ori 10 ore, undeva între 400 și 500 de ore de-a lungul unui an ar trebui bugetate, astfel încât o persoană care, să zicem, pleacă de la zero, vrea să se angajeze ca IT sau vrea să devină freelancer. Ok. Plecând de la să zic, datele acestei probleme, cum ai sugera ca cei care ne urmăresc să-și bugeteze timpul conform metodei pe care tu o propui? Nu cunosc frecvența cu care voi faceți aceste programe și cât ar însemna, adică dacă aveți mai aglomerat într-o perioadă și mai relaxat în alta, dar este o să merg pe principiul continuității și greutatea programului în mod egal împărțită.
Din punctul ăsta de vedere este simplu. Ok, câte zile lucrătoare am pe an pentru acest proiect? Să zicem, cât ai zis că sunt 500 de ore? 500 de ore, 45 de săptămâni. Okay. Să zicem că sunt cam 10, modo grosso, cam 10 ore pe săptămână. Da. Asta înseamnă 2 ore pe zi sau o oră și jumătate, dacă fac toate 7, modo grosso. Vorbesc. Da. Hai să spunem că sunt 2 ore pe zi, ca să ne luăm totuși weekendurile, nu degeaba și weekendurile astea. Da. 2 ore pe zi și să-mi bugetez 2 ore pe zi. Ce se întâmplă este, pe de o parte, astea 2 ore sunt bune, că mă imersez în ceea ce fac. Pot să-mi iau o pauză la o oră, niciun fel de problemă, dar rămân ancorat în proiect. Sau o oră dimineață, o oră după amiază. Nu știu exact cum este împărțit programul, dar dacă permite, e ok și așa. Da. Ori 2 ore, ori 2 calupuri de câte o oră. Ceea ce pentru pregătirea personală, eu zic că este un efort mic pentru ceea ce poți să obții. E o opinie personală. Okay. Și dacă tot te bagi în proiectul ăsta, ar fi bine să-l simți la fel de puternic și să faci lucrurile astea cu religiozitate. Al doilea element, în afară de bugetarea asta zilnică, este consecvența. Consecvență ce înseamnă? Uitați-vă la un alergător de maraton. Nu o să facă sprinturi, nu o să se oprească. Ce face maratonistul? Aleargă relativ constant de la un capăt la altul toți cei 42 de kilometri pe care i-are de alergat. Și sunt și ultramaratoane care au mai mult de 42 de kilometri. Dar ei nu fac sprinturi un kilometru și por mă merg agale așa încă un kilometru, mai stau la o țigară, mai beau o cafea. Ei aleargă în mod constant. Și ce aș face în afara faptului că mi-aș bugeta un număr de ore zilnic ca să lucrez la proiectul ăsta imersat acolo în care să mă izolez de tot și nu mă interesează altceva, să țin ritmul constant. Ce se întâmplă este că se acumulează și se acumulează cu dobândă informația și skill-ul. Este ca dobânda la dobândă când vorbim de bani la bancă, știi? Dacă fac azi un pic, mai las și mai fac săptămâna viitoare un pic, se pierde mult. Din creierul spune, păi nu ți-a mai trebuit, delete. Și uităm, știi? Că asta e principiul. De-aia uităm, că creierul nostru consideră că nu ne mai trebuie informația. E, făcând constant, creierul acumulează. Și panta de creștere poate la început e așa ușor lină, dar la un moment dat începe să urce, uite așa. Să crească exponențial. Cei care, deci eu chiar te rog să faci o chestiune și poate mai vorbim după un an de zile, să faci o comparație între cei care finalizează proiectul. Cei care fac constant zi de zi și cei care fac așa, pe sărită. Sărită. Chiar dacă alea 10 ore le zice, băi, vinerea asta stau 10 ore numai pe proiectul vostru. Proiect, da. E mai bine stai câte 2 ore timp de 5 zile decât o zi 10 ore. Mm-hmm. In my opinion. Și poți să faci o comparație de asta ca să vezi ce înseamnă, știi? Acum vă găsiți voi modul în care puteți măsura dacă aveți cum, dar eu aș pune toți banii pe un pariu. Cei care fac în mod constant la sfârșitul anului sunt mai performanți decât cei care fac pe sărite. Deci chiar dacă sunt 10 ore, dacă e o diferență între hai să facem zilnic câte un pic sau tot într-o zi, automat o să iasă... Da, da. Gândește că într-o zi să torni în tine atâta informație este foarte mult. E greu să o acumulezi. E greu să se sedimenteze. Se va pierde. Pe de altă parte, nefolosind-o timp de o săptămână informația aia, te mai lovește așa, îți mai aduce aminte, dar nu o folosești regulat, se mai pierde odată. De când dacă faci o oră, două pe zi, două ore cumulate împreună sau o zi, o oră dimineață, o zi, o oră după amiază, informația rămâne cumva fresh, că ce învăța astăzi are legătură cu ce am învățat ieri, ce învăț poi mâine are legătură cu ce învățat mâine și tot așa. Yes. Și aici mai intervine, să zic, un fel de altă, un alt challenge, cel al a te ține în joc și a continua în mod constant și a face timp de X săptămâni. Da. De o perioadă. Care asta cu consecvența și consistența ceea ce spun. Care ar fi acel element pe care cei care ne urmăresc ar trebui să-l aibă în vedere
ca odată ce au început jocul, pentru că, până la urmă, it's a game, da? Odată ce au început jocul acesta, life is a game. Life is a game, exact. Cum pot ei să facă astfel încât să se asigure că vor rămâne în mod constant în acest joc? Pe lângă simplu sfat de fă-o și fă-o din nou și din nou, care ar fi un mic secret pe care... O să vă dau două tehnici, aș spune, două idei practice și ușor de aplicat. Dincolo, și spun dincolo, mamă, îți dorești mult, e visul vieții tale, jur pe roșu, pe cravata de pionier și pe ce-o mai jurat tu acolo că o să faci. Zic două chestii simple, practice. O chestie, o tehnică am învățat-o de la Seinfeld. Am citit, chiar așa se numește, tehnica Seinfeld, sau, uite, am mai citit în Habit, se numește Habit Tracker, în Atomic Habits, de James Clear, chiar pe care o recomand, o carte extraordinară. Da, da. Ce înseamnă asta? Ți împarți, pui pe un Excel sau într-un Google Sheet, ianuarie, 1, 2, 3, 4, 31, februarie, 1, 2, 3, 28. Da? Și în fiecare zi în care tu ai făcut ceea ce ți-ai propus să faci, pui un X sau colorezi pătrățica. Fiecare după cât de creativ este. Da? Toată șmecheria în povestea asta este să ții lanțul neîntrerupt. Ok, suntem oameni, nu suntem roboței, posibil ca o dată la două săptămâni să mai bușești o zi. Nu e nicio tragedie. Sau să faci o oră în loc de două. Not big deal. Dar atenție mare că din obiectivele, din obiceiurile bune, nu cazi, ci aluneci. Adică, în general, nu întrerup. Pf, gata, mi-am terminat obiectivul bun, bar cea linie. Decât dacă voit. Dar altfel, la nivel subconștient, nu. Aluneci. Adică, hai, nu faci azi, mai faci două zile, pormă, iar nu faci vreo două și ușor, ușor nu mai faci deloc. Adică ieșirea din obiceiuri bune este lină și de aceea nici nu e vizibilă. Te minți singur că, nu, știi, eu sunt încă în obiceiul ăla bun, dar n-am putut astăzi. N-am putut nici ieri, nici astăzi, dar mâine jur pe roșu că pot și nici mâine nu o să fac, nu mai știu ce, găsim motiv. De asta spun că aluneci. Și un instrument ăsta vizual simplu în care pui un X sau o culoare și să ții lanțul neîntrerupt poate ajuta. Mai ales dacă îl și pui undeva pe perete să-l vadă toată lumea, să facă mișto de tine dacă nu-l, dacă nu-l respecti. Și asta este o tehnică, un instrument simplu. Ce se întâmplă este că se eliberează în momentul în care noi bifăm căsuța respectivă, creierul elimină endorfine. Endorfina ce este? E o substanță chimică, e un hormon, îți dă senzația de high. E ca și când tragi pe nas. Asta am citit-o, n-am încercat-o. Dar efectul endorfinei l-am experimentat. Știi, când vezi lanțul ăla neîntrerupt, te automotivezi. Ideea care e? Să-ți creezi mediul în care să te motivezi. Că altfel, dacă aștepți după motivație, aștepți mult și bine. Eu spun întotdeauna, mediul, contextul sunt mult mai importante decât motivația. Pentru că le poți gestiona. Motivația vine când vrea. E, acționând, îți apare și motivația. Știi? Al doilea lucru pe care îl recomand este ia-ți un partener de creștere. Voi înțeleg că într-o generație aveți mai mulți colegi, nu? Da, sunt mai mulți colegi. Grupați-vă câte doi, grupați-vă câte trei, faceți un mic mastermind, țineți-vă, băi, ai făcut astăzi. Rușine să-ți fie. Dar cineva în fața căruia, cum să spun, să-ți pese că îi dai raportul. E o lege și tu, Ramon, cred că o știi. Noi ne-am cunoscut, dacă nu mă înșel, în comunitatea lui Andy Sechei. Da. Și Andy are vorba asta, de la el am învățat-o. De fapt, nu e a lui, dar la el am învățat-o. Știi? Legea lui Pearson. Că ceea ce măsori are tendința să crească accelerat. Iar prin tehnica asta lui Seinfeld, măsori. Am făcut sau nu am făcut? Ceea ce măsori și raportezi are tendința de a crește accelerat. Da? Deci ceea ce măsori are tendința de creștere, ceea ce măsori și raportezi are tendința de creștere accelerată. Tehnicile astea două corespund legii lui Pearson. Pe de o parte măsori, pe partea cealaltă raportezi în fața cuiva, dacă ea să-ți pese, dacă
Bă, mi-e rușine de omul ăsta că nu i-am, că n-am făcut. Dacă e cineva de care nu-ți pasă, zice, las, bine, n-am făcut, mă, așa, na, și ce? Nu în direcția asta vreau să merg. Și acum, tocmai pentru că nu știu cum e organizat cursul vostru, dar aș recomanda ca o a treia tehnică este un soi de mastermind între colegi. Noi la Business Mentors facem chestia asta. Odată pe lună ne adunăm și discutăm. Ce mai ai făcut tu? Ce ai înțeles și n-ai înțeles? Ce se întâmplă? Deci vorbim de oameni de afaceri care au ceva business-uri și unii cu milioanele. Și tot ne întâlnim și ne spunem. Zi, măi, ce ai făcut? Ce ai înțeles? Ce n-ai înțeles? Ce ți-a ieșit? Ce nu ți-a ieșit? Unde te-ai blocat? Deci, practic, în cadrul comunității pe care o aveți, vă întâlniți odată la ceva timp și pur și simplu fiecare vine și pune pe masă Cine are, da, cine ce s-a are. întâmplat și cu ce, eventual cu ce lucruri se Da. confruntă. Și Și asta. mai sunt mici grupulețe care se întâlnesc mai des și mai discută între ei. Adică orice formă în care vă puteți ajuta unii pe alții, pentru că noi suntem animale sociale, suntem, trăim în triburi de când ne-a făcut natura, Doamne, Doamne, sau fiecare ce crede. Dar specia asta a noastră a supraviețuit pentru că a trăit în triburi și s-au sprijinit unii pe alții. Noi avem în noi chestia asta, dar societatea de astăzi cumva ne-a învățat să uităm lucrurile astea. Și în momentul în care, pe de o parte, noi ne ajutăm singuri cu habit tracker-ul ăsta, tehnica Sample, și apoi în perechi sau în grupulețe mai mici ne ajutăm, avem posibilitatea să creștem mai mult. Dar și pentru asta trebuie să ne bugetăm ceva timp. Remus, care ar fi câteva, care ar fi câteva moduri, câteva tool-uri, câteva instrumente pe care oamenii le-ar putea folosi, astfel încât ceea ce am învățat astăzi, ceea ce am discutat, să poată să fie aplicată practic și oamenii care să vadă și să-și contorizeze efectiv. Ce ai recomanda? M-a întrebat cineva care e superputerea mea, știi, și am zis calendarul. Yes, adevăr grești. Eu am descoperit calendarul. Ce ciudat sună, am descoperit calendarul. Calendarul, da, wow. E un instrument pe care îl avem cu toții, dar nu-l folosim Nu folosim, da. corespunzător. Lucram cu agenda și știi bine cum e cu agendele. Scrii în ea, de avalma, e o dezordine totală și nu are nicio legătură cu ceea ce înseamnă bugetarea activității noastre. O altă tehnică pe care am folosit-o și mi se pare o tâmpenie este to-do list-ul. Vorbesc to-do list-ul ca element care te ghidează în activitatea zilnică. Nu contest nevoia to-do list-ului, dar este doar ca o listă de De neîntreruptă proiecte, de ceva, da. da, Știi cum e? Fac o paranteză aici. To-do list este dat ca instrument de time management. Primul instrument pe care ți-l dă cineva când vorbește de time management este to-do list. Zi-mi și mie, te rog, ce are de a face to-do list-ul ăla cu timp? Unde scrie timp acolo? E o înșiruire de activități, de sarcini, de obiective, de ce vrei tu. Nu scrie nimic. De cât durează? Până când? Care e prioritar? Deci nu are legătură cu timpul. Și atunci de aia zic, faceți, Soluția dar nu vă ghidați după ea. Da. Sfânt este calendarul. De ce? Calendarul are un număr de ore pe zi. Și tu dacă îți blochezi în calendar un calup de timp pentru sarcina respectivă, nu mai poți să pui alta. Sau te atenționează Google. Bă, vezi că sunt două sarcini, se suprapun. Și așa poți să pui. Calupul 1 de activitate, pauză, 5 minute, cât vrei tu, 10 minute. Calupul următor de activitate, pauză. Calupul următor, pauză. Calupul următor, pauză. Timp pentru mine, timp cu familia. Apropo, astea se trec în calendar. Da. Și efectiv, ți le bugetezi Somn. să fie. Da, somn. De la ora la... Când ni se spune, umpleți, cei care au mai studiat, spun așa, umpleți calendarul. Ce facem noi? Umplem calendarul cu activități. De asta, de muncă. Greșit. Umpleți calendarul cu activitățile pe care ți le propui să le faci, chiar dacă e timp liber, chiar dacă e... Și poate părea un pic așa, mamă, păi stai eu să scriu în fiecare zi. Guys, câte activități principale are într-o zi? Vreo două, trei. Principale vorbesc, că dacă ai mai mult de trei principale, ai o problemă, e nevoie să mai ajustezi. Da? Și în rest sunt activități curente, adică eu nu spun că când dau telefoane
Uite, acum, spre exemplu, urmează să deschidem un club de business la București și avem de sunat prospecții. Eu nu scriu acolo, de la ora 12 la 12 și 10 prospectul X, de la 12 și 10 la 12 20 prospectul X. Nu, spun așa, de la 12 la 14 sunat prospecții. Da. Am o listă cu ei separat. Da? Eu nu fac chiar așa granulație mare în calendar. Dar pun tipul de activități. O altă chestiune pe care o recomand și asta, la asta ne ajută calendarul este fix ce am spus acum. Nu dau un telefon la prospecți la 10 și mai dau la 2 și mai dau la 6. Eu mi-aloc un calup în care numai asta fac. Ce se întâmplă este că intru în fluxul acelei activități și devin din ce în ce mai bun la dat telefoane la prospecți. De bine, sună stupid, dar asta e adevărul. De ce? Că intru în flux și vorbesc din ce în ce mai ușor. Acum, cum se traduce asta în munca voastră IT, depinde de ce activitate aveți. De la 12 la ora 2, mi-aloc timpul și scriu cod. Sau de la intervalul respectiv, mă ocup și documentez. Ideea e să nu faci 5-10 minute, scrii acum cod, apoi te iei cu altceva, apoi pleci, apoi revii și te întrerupi. Nu, ci pur și simplu. Asta este multitasking. Da. Asta e multitasking, iar pentru mine multitasking este cea mai bună, cum spunea, cea mai bună cale de a face foarte multe lucruri în același timp, dar prost. Am o întrebare. Ce facem cu ăsta? Ce facem cu ăsta? Ce facem cu ăsta? Ce facem cu ecranul și cu toate acele lucruri care poate apar? Și anume, mă refer în mod special la notificări. Mă refer în mod special la notificările de WhatsApp, notificările de pe mail, notificările de pe Instagram, de pe Facebook, viața personală, eu știu ce fel de jurnaluri, newsletter, ce mai citim. Ce facem cu toate acestea? Astea ne ajută să fim productivi? Știi cum e? Tehnologia e tehnologie. Și ca orice tehnologie, deci acum noi numim tehnologie laptopul, tableta și telefonul, dar masa la care mâncăm tot tehnologia asta. Orice produs al tehnologiei este doar un instrument. Și ca orice instrument îl putem folosi în favoarea noastră sau în defavoarea noastră. Decizia ne aparține. Acum, legat de notificări, eu am rezolvat tare simplu treaba asta. E o setare în telefon. Nu mai știu cum îi spune în funcție de telefon, dar ideea este să dezactivez toate notificările. Da. Și am ore în care îmi citesc e-mail-ul, am anumite intervale, în pauză în general, în care mă uit pe Facebook sau la Facebook nu spune că în pauze, că uneori îl folosesc și ca instrument de business, dar vorbesc de WhatsApp. În sfârșit, tot ce ține de partea asta, care este prin definiție consumatoare de atenție, e programată și asta. Toate aplicațiile, toate instrumentele astea sunt gândite de cei care le-au construit ca să ne consume unul al doilea cel mai valoros preț de bun al nostru pe lângă timp și anume atenția. Atenția. Da. Dopamina la greu. Și e o bătălie teribilă după atenția noastră, mai degrabă decât după banii noștri. Atenția este un currency mult mai valoros decât banii. Pentru că atenție, de fapt, înseamnă consum de energie și de timp, știi? Da, da. Și de acolo au ei grijă să facă și bani. Cum, de exemplu, e Facebook-ul sau chiar YouTube-ul sau... Da, toate. TikTok-ul și ce mai sunt acum. Da. De ce crezi că ni le dau gratis? Dar nu-s gratis, că noi plătim cu timpul nostru, cu energia noastră, cu atenția noastră. Yes. Și atunci e nevoie să învățăm să ne gestionăm și atenția, știi? Și... uneori trebuie să luăm decizii de-astea radicale. Adică, cum am făcut eu, nu mai am, cred, deci nu mai am niciun fel de notificări pe telefon. Mai am niciun fel de notificări pe laptop. Pentru că atunci când lucrez, vreau să lucrez. Când vreau să-mi citesc notificările, intru pe aplicație, nici nu am foarte multe aplicații. Adică eu, spre exemplu, n-am nicio aplicație de time management pe telefon, oricât, sau pe laptop. Singura aplicație este aia by default, Google, care Google Calendar, că este, îmi oferă tot ce îmi trebuie. Nu trebuie să îmi descarc nu mai știu ce aplicații, fancy, mensy, pensy, acolo. Simplu, Google. Am Google Calendar, Google Notes, în care îmi notez ideile când îmi vin, am notat și am uitat de ea, mi-am închis bucla, trecut mai departe. Pot să înregistrez.
Voice, pot să mă filmez, adică am tot ce îmi trebuie acolo, nu-mi trebuie Evernote sau mai știu eu ce alte. Nu condamn pe nimeni care folosește, dar mie mi se pare că, în general, la toate aplicațiile astea care ne îndeamnă să salvăm timp, de fapt, ne consumă timp. Și chiar vreau să arăt, uite, de exemplu, ăsta este ecranul telefonului meu și eu sunt foarte atent la partea asta, e ecranul principal. Aici am un browser, am aici în Google Calendar, Photos, notițe și eventual partea de mesagerie și de telefon. Da, da. Eu, uite, recunosc că al meu este mai bogat. Ce nu am nevoie, efectiv dau la o parte și nu las să-mi consume. Astea sunt multe lucruri care poate doar, poate nici măcar, mi-a luat mult timp să devin conștient de, wow, îmi consumă foarte mult atenția. Notificările sau asta și mă, efectiv, nu pot să intru în starea aceea de flux și apoi mă mir de ce sunt obosit. Sunt obosit nu pentru că am muncit, ci sunt obosit pentru că mi-am distribuit atenția foarte mult. Asta înseamnă multitasking, știi? Nu e o sarcină concretă, dar e o sarcină pe care o execuți. Mm-hmm. Îți consumă atenția, îți consumă energie, îți consumă, te obosește. Da. Și ești foarte ocupat cu sarcini mai mici sau mai mari, cu acțiuni din pensă, dar nu ești productiv. Și exact asta se întâmplă, știi? E fenomenul ăla, uite beberița, știi? Când lucrezi, uite beberița, încă una, și încă una. Foarte tare. O concluzie pentru cei care ne urmăresc. Dragilor, opriți-vă notificările de pe telefon. Poate chiar opriți-vă telefonul în momentul în care lucrați, dacă vreți să câștigați una sau poate chiar 2 ore de energie pe zi, pentru voi, pentru familie, pentru activitate, pentru învățat, pentru whatever. Cel puțin pentru mine a făcut, cred că, cea mai mare diferență. Da. Chiar și acum ne discutăm noi, eu am pus telefonul deoparte, am trebuit să mă întorc după el să văd unde e, pentru că oricum nu-mi folosește. Da. Sunt imersat într-o activitate, telefonul meu e dat pe silent și scos din raza vizuală. Mm-hmm. Chiar și stins mă atrage, știi? Da, la mine, din păcate, e aici, e pe Apple, dar o să urmez sfatul tău și o să-l pun în dulap, într-un dulap. Îmi place, îmi place. Una e legată de ecrane, ne atașăm foarte mult de ecrane. Ce recomand este înainte de culcare, o oră jumate, screen free. Da. Ia o carte, citește, plimbă-te, nu știu, stai cu ochii în tavan, dar nu sta cu ochii în ecran. Iar dimineață, guys, nu telefonul e primul lucru pe care punem mâna dimineață. Avem alte chestiuni, o jumătate de oră, o oră putem să trăim și fără telefon sau laptop dimineață. De ce? Pentru că, una la mână, nu vrem să ne culcăm cu obosiți de la ecranele astea albastre și tot ce ne consumă. Și doi, dimineață vrem să pornim plin de energie. Ori astea când ne-am luat o mână, deja au început să ne consume energie. Da, da. Prefer niște activitate fizică, oricât de mică ar fi ea, decât un ecran de telefon sau laptop sau tabletă sau fiecare ce are. Da. O carte e mai bună. Aici o sugestie, acum mi-a venit o să schimb puțin subiectul și mă refer, cred că spuneai tu de, ok, bugetarea timpului, de mulți oameni care spun că n-au timp și nu știu cum să vină cu lucruri noi, cred că un lucru foarte important ca să ne facem timp să învățăm, să ne dezvoltăm, să reconfigurăm traseul vieții noastre, cum ai spus tu, cu steaua The Polaris Star, steaua Nordului, cum vrei să spui, cred că e foarte important să ne uităm în momentul în care lucrăm sau facem ceva, pe ce ne bugetăm noi inconștient timpul, adică unde se duce timpul nostru. Și spuneai tu de calendar, există multe aplicații, de exemplu o aplicație care o recomand este Rescue Time, care o instalezi atât pe telefon cât și pe laptop și îți arată efectiv ce ai făcut tu de-a lungul săptămânii, ce fel de aplicație ai folosit, cât ai stat pe ele, ce părere ai de lucruri de genul. Am o părere bună când vine vorba de, hai să văd de unde pornesc. La modul, adică, ce se întâmplă? Eu când pun un obiectiv și vreau să mă îmbunătățesc, e ok că înțeleg unde e finalul, da? Aici vreau să ajung. Dar de unde plec? Că, uite, eu sunt la București, tu ești la Timișoara. Dar dacă vreau să ajung la Timișoara, din Iași, e diferit decât dacă plec din București. Da. Acord. Și atunci Rescue Time sau alte moduri în care pot să-mi măsor activitatea, eu le consider utile, obligatorii chiar, nu neapărat aplicația, dar orice altceva care se poate măsura, ca să vezi pe ce îți consumi tu timpul acum, ca să vezi ce ai de îmbunătățit, de unde tai, unde mai adaugi.
după ce setez programul, eu n-aș mai folosi modalitatea asta, pentru că e o consumatoare de... Îți consumă timp, știi, să introduci acolo, să le citești. Și eu nu mai folosesc pentru că am calendarul și mă uit, am făcut ce mi-am propus sau nu. Periodică, na, acum, din nou spun, suntem oameni, nu suntem roboței și oricât de bine ne-am organizat, la un moment dat tot mai apar devieri de la ceea ce am învățat. Din când în când mai poți măsura o dată. Dar nu recomand să ai tot timpul acea aplicație, pentru că ea în sine îți va consuma din atenție. Și ți-o consumă inutil. Știi că dacă intri pe făgașul bun, nu mai ai nevoie să... Știi cum e? Când ai o hartă, o busolă și ai pornit pe un drum, nu mai ai nevoie să te uiți la busolă tot timpul. Good point. Știi că mergi în direcția bună. Da. Cel puțin la început să te calibrezi, La după început, care da, e ok. ai La început e făcut. ok. Chiar obligatoriu să vezi, băi, unde greșesc? Sau ce aș putea îmbunătăți? Întotdeauna când vorbim de training sau de ce facem unul la unul, activități, eu cu asta încep. Bun, să îmbunătățim, dar ce? De unde plecăm? Păi ia mătălică și măsoară-ți întâi pe ce-ți consumi tu timp acum. Deci eu o consider că e obligatoriu și ceea ce ai propus tu e foarte bine. Remus, ne apropiem de final. Aș mai avea o întrebare. Care ar fi, hai să zicem, un lucru practic sau maxim trei lucruri, maxim două, că spuneai tu de să nu avem prea Trei, multe, maxim trei, da. maxim trei. 3 e un număr magic în time management, Da, nu știu de da. ce. Și mie îmi place foarte mult numărul 3 și în prezentare îl folosesc destul de des. Mi se pare într-adevăr magic. Legătură cu psihologia umană. Da, exact. Vreau să te întreb, care ar fi un lucru practic pe care oamenii l-ar putea face, poate începând de astăzi, astfel încât să câștige o oră în plus pe zi? O să câștige și să facă ce vor ei cu ea? Personal, profesional, cum vor ei să o gestioneze? Practic, noi am vorbit de treaba asta deja. Da, de asta aș vrea să-i dăm o Acum, da. formă de final. Cred că este un obiectiv bun. Să îți propui acum, pe loc, să ai o oră legată, nu 5 minute, acum 5 minute mai încolo, o oră legată pentru tine. Asta este primul. Al doilea lucru, când să-ți propui acel lucru, când vrei să-l propui și pune-l în calendar. În fiecare zi. De la ora 5 la ora 6 sau, mă rog, 17, 18. Eu când aud de ore de astea mici, așa, 5-6 dimineața, mie îmi place să mă... Eu sunt pe prototipul bufniță, adică mă culc mai târziu, mă trezesc mai târziu. Da, la fel și Dar, mă rog, fiecare este cum... Nu contează. Deci, eu. puneți în calendar, de la ora 17 la ora 18, zi cu mine, oră cu mine. Decide că vrei ora aia, decide când vrei, pune în calendar. Și indiferent ce faci în restul zilei, ora aia să fie sfântă. E un bun exercițiu să începi să setezi ora. Evident, ușor, 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 ușor o să te obligi tu singur să-ți reglezi celelalte ore ale zilei, astfel încât să-ți permiți ora asta cu religiozitate. Și la fel se poate întâmpla cu orice altă activitate pe care ți-o propui. Dar acum am răspuns foarte concret la obiectivul ăsta. O oră cu mine. Ce înseamnă ora aia cu tine? Stai singur, te plimbi, mergi cu partenerul, partenera, nu știu, Cu fie familia, prieten, ce vezi. ora, whatever. Da. Whatever. E ora ta, faci ce vrei cu ea, dar nu muncești. Ai înțeles? Foarte important. Eu am înțeles personal. Mi-asum asta. Aveam nevoie de asta. Da. Super. Remus, îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Mulțumim Mare foarte mult plăcere. pentru lucrurile pe care le-ai împărtășit cu noi. În continuare, dragilor, o să găsiți mai jos mai multe resurse unde îl puteți contacta pe Remus sau unde puteți să aflați mai multe informații. După cum spunea, din ianuarie sau în prima parte, cel puțin anului 2021, urmează și cartea. Cum se numește cartea? Sau cum se va Nu numi? mânca broasca se numește cartea. Nu mânca broasca. Ok, un titlu interesant. E un răspuns la cartea lui Brian Tracy, Mănâncă broasca. Mie e tradusă în limba română, începe cu ce nu-ți place. Oribil. Oribilă traducere. Dar în sfârșit nu sunt eu editorul cărții. Brian Tracy propune o tehnică, asta cu mâncatul broaștei, și eu o contrazic, am și argumente. De fapt, întreaga carte se bazează pe tehnici de-astea greșit înșurubate în mintea noastră.
ca cele 8 ore de muncă despre care vorbeam și evident că ofer și variante la tehnica respectivă. Nu contez că sunt unii care funcționează după principiile alea, dar cei mai mulți dintre noi nu. Și atunci vin cu argumente și cu variante bazate pe ani și bun, peste 20 de ani în care am studiat și am practicat eu și cei cu care am lucrat. Recunosc că am mâncat și o paranteză mai lungă la cum se numește cartea. Recunosc că am mâncat și o broască până într-un punct. De atunci nu mai... Dar nu e bună rău de deloc. Da. Adică dejun e bine broască. Da. Și am început să practic ceea ce spui tu. Remus, să-ți mulțumim. Apropo, unde o să găsească oamenii cartea? Unde va fi disponibilă? Eu am un contract cu editura Evrica și ei s-au angajat că o să fie disponibilă în toate librăriile mari din țară, plus online la ei, plus la alte librării online, la mine pe site remusbanan.ro. Poate fi, va putea fi achiziționată și pe Facebook printr-un direct mail, ceva pe numele meu este... Deci cel mai LinkedIn, da. Să îl urmăriți pe Remus, puteți și să intrați pe Facebook, îl găsiți acolo, pagina lui, și în ultimul rând și pe website, o să găsiți acolo mai multe informații. Numai cartea și dacă cineva vrea să discute unul cu mine despre ce înseamnă time management și cum își poate gestiona mai bine activitățile, tot acolo sunt disponibil. Mulțumim mult, Remus, mare drag că ne-ați urmărit până aici și ne vedem la următorul. M-am pupat. Pa, pa!